mers puțin mai înainte, a căzut cu fața la pământ și s-a rugat zicând: Tată, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta. Totuși, nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Spală-mi, Doamne, viața, ia-mi
pentru că atât de mult ne-ai iubit, pentru că ai dat pe unicul tău fiul să moară pentru noi. Îți mulțumim, Doamne, pentru că și lui a fost așa de greu, dar a fost, Doamne, supus ție și ascultător. Și a urmat, Doamne, tot ceea ce Tu i-ai spus să facă. Îți mulțumim pentru acest lucru. De aceea venim aceste momente, Doamne, să Te rugăm să ne speli gândurile, să ne speli viața și sufletele, Doamne. Cercetează-ne îndeaproape pe fiecare, Doamne, și ajută-ne să ne vedem starea în care suntem. Dacă nu este, Doamne, stare pe voia Ta, pune-ne din nou piciorul, Doamne, pe stâncă. Ajută-ne, Doamne, să căutăm zi de zi părtășia cu Tine. Ajută-ne, Doamne, să căutăm fața Ta, să Te cunoaștem din nou, nou, tot mai mult pe Tine. Lasă, Doamne, Duhul Tău cel Sfânt să ne cerceteze, Doamne, și să ne lumineze. Și ajută-ne, Doamne, ca curățiți și sfințiți să putem sta, Doamne, și în această seară la masa Ta. Îți mulțumim, Doamne, pentru că ai înviat din morți și îți mulțumim că ești un Dumnezeu viu. Și onoarea să fie